De săptămâna viitoare, la Titu, va fi reluat actul medical prin această unitate de preluare a urgențelor. Primarul localității, Ilie Dinu, a precizat că investiția se ridică la valoare de 3,5 miliarde de lei vechi, o sumă importantă, mai ales în această perioadă de criză, asigurată de bugetul local al orașului Titu. Noua unitate va asigura actul medical pentru întreaga zonă de sud a județului, a subliniat Dinu. Este un câștig fantastic. Păi trebuie să realizați că acolo vor veni orice urgență. În 24 de ore sunt 5 paturi plus 2 la copii, 7, 24 de ore pot fi monitorizați, pot fi supravegheați. Dacă nu se reușește în 24 de ore să se pună un diagnostic, oricare ar fi el, sau se pună un diagnostic, oricare ar fi el, ori merge acasă, ori merge la un alt spital. Și va urma acel centru multifuncțional. În etapa următoare vom... Și sunt convins că vom reuși, indiferent de sistem, să funcționeze și cele două laboratoare, unul de imagistică și laboratorul de analize, să funcționeze non-stop în zona spitalului, pentru că să avem și această activitate.